A cunoscut bucurii și tristeți, a bătut țara în lung și în lat și a rezistat timpului și regimurilor politice. Este trenul regal și de-a lungul anilor a fost scena unor evenimente extrem de importante care au schimbat cursul istoriei noastre. De curând a îmbrăcat din nou haine de gală și a condus la Alba Iulia pe membrii familiei regale a României. A fost prima lor călătorie cu acest tren din ultimii 65 de ani, iar o echipă a emisiunii noastre a fost și ea acolo. La prima vedere, un tren obișnuit, strecurându-se domol printre dealurile de la Sinaia. De fapt, e cel mai vechi tren din România, tras de cea mai modernă locomotivă. Trenul regal cuprinde în povestea lui, în povestea statului român, nu povestea unei familii, pur și simplu, pentru că a fost comandat de statul român imediat după încoronare, dar el nu a ajuns la destinație depourile bucureștene decât după moartea regelui Ferdinand. Nu? Deci a cunoscut o primă suferință de la botezul lui. Când a venit prea târziu. Așa începe povestea trenului și așa începe și povestea noastră, în decorul unui salon de oaspeți în trenul care merge spre Alba Iulia. Regele Mihai Copil, regina Maria, principesa mamă Elena, ulterior Carol al II-lea și în final Mihai I după 1940, toți au cunoscut bucurii și suferința în acest tren. Garnitura modernă, fabricată la uzinele Ernesto Breda din Milano, a intrat în țară în 1928, la un an după moartea regelui Ferdinand. România era condusă atunci de regele Mihai, în vârstă de 7 ani. Cu trenul acesta mergea de obicei la Sinaia. Tot din gara Sinaia, în vara lui 1938, trenul regal ducea la Curtea de Argeș trupul neînsuflețit al reginei Maria. 2 ani mai târziu, regina mama Elena se întorcea din Italia, unde fusese exilată forțat, cu același tren. Un moment emoționant pentru tânărul rege Mihai. În ianuarie 1948, după ce a fost obligat să abdice, Mihai I a luat ultimul prânz pe teritoriul României, în vagonul Salon, după care a plecat în exil. Trenul a revenit în țară, dar a schimbat macazul. A fost folosit în anii ce au urmat de toți liderii comuniști. În toamna anului 1955, în acest loc, Gheorghe Gheorghiu Dej și Nikita Hrușciov au discutat despre plecarea trupelor sovietice din România. Tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros! Mai apoi, Nicolae Ceaușescu a avut și el întâlniri care au schimbat istoria României comuniste în trenul regal. În 3 august 1975, aici s-a aflat alături de Gerald Ford, președintele Americii. Imediat după urcarea în tren, cei doi șefi de stat se retrag în salonașul de ceai, poartă discuții protocolare, servesc ceaiul, ajung la Sinaia, participă neobișnuit pentru protocolul familiei Ceaușescu la un tedeum la mănăstirea din Sinaia, iar a doua zi este anunțată acordarea de către Statele Unite a clauzei cele mai favorizate. După căderea comunismului, trenul regal s-a retras și el de pe șine. A fost dus în remiza Mogoșoaia. Iese rar, dar nu din cauza bătrâneții, ci a costurilor foarte mari de funcționare. Pentru o acțiune de o zi până la Sinaia și înapoi, costurile se ridică în jur de 15.000 de euro. Plus TVA. Așa că în ultimii 22 de ani, doar câteva grupuri de turiști străini și-au permis să-l închirieze pentru un circuit prin România. Deși de 84 de ani nu i s-a făcut niciodată vreo restaurare, trenul e perfect funcțional și cu aceleași finisaje interioare din mahon, nuc, trandafir, piele de Cordoba sau sticlă de Murano. Cultura transmisă de întâi stătătorul casei, Carol I, a fost de austeritate, de seriozitate. Nu facem lux într-o țară care nu cunoaște luxul. Astăzi, trenul regal a ieșit timid din garaj. Se pregătește de o călătorie specială. Doamna Bălănescu urcă hotărâtă în vagon, duce-nsă brusc. Nu-i prea place ce vede, la ce vrea a fost chemată, să facă trenul curat lună. Ecaterina Bălănescu e furnizor al casei regale de soluții pentru curățenie, dar înainte să se apuce de treabă, face un mic tur de recunoaștere. Cum era când l-ați luat în primul? Murdar rău și era infestat de moli. Dovada o găsim în vagonul de alături. Acestea sunt urmele de la moli. Tot ce vedeți albicios, ca și cum ar fi încă murdar,
sunt urmele de la Moli. Molile și-au făcut de cap aici. S-au distrat mult. Trecem așa prin vagoanele înguste cu un miros înțepător de mucegai. Cu greu o convingem să ne arate și baia. Mă rog, vă arăt că nu e baia mea. Poftiți. Cada este din acele timpuri extraordinară calitatea. O faianță minunată. Și Gresia este tot din acele timpuri care, uite, săraca a rezistat atâți ani. Fără soluții speciale, da, vă dați seama că în epoca apusă s-a spălat cu tic și de rum. Acum se folosesc soluții speciale și un pic mai multă pasiune, spune doamna Bălănescu. Merge? Merge. O mică armată de oameni urcă în tren în armată cu perii și găleți. E o premieră pentru trenul regal. N-a văzut niciodată o mașinărie atât de modernă care scoate pe nări spumă frumos mirositoare și o împrăștie pe mochetă. Din spate vine aspiratorul care adună spumă. Mașinăriile obișnuite cu holuri mari de hotel sau living-uri spațioase se strecoară greu prin vagoanele înguste. Dar în câteva ore totul va fi gata. Între timp sosește și majordomul Palatului Elisabeta. El are misiunea de a face trenul regal să arate ca un salon de la palat. Așa că începe să reorganizeze un pic spațiul. Pentru că radio aș vrea să mut de acolo aici ca să-mi pun eu cap să-mi fac barul. Nu e suficient mai complet. A adus și câteva tablouri de la palat și încearcă să le găsească locul potrivit. În camera unde va dormi familia regală trebuie să înlocuiască aproape tot. Salteaua patului, lenjeria, paharele din baie. Ce trebuie pahare de cât? 6 cm. A doua zi, la prima oră, începe operațiunea decorarea trenului. Aproape toți angajații Palatului Elisabeta s-au mutat azi în tren, cu tot cu obiectele de decor de la palat. De la vagonul pentru însoțitor până la camera familiei regale, totul trebuia schimbat, decorat, curățat. Ține-mă de spate, te rog. După demonstrația de echilibristică, cele două cameriste trec în dormitorul regal. Tia și Roxana au grijă de toate detaliile, așa cum fac și la palat. Facem exact ca și acolo. Camerele, băile, le-am pregătit exact ca la Palatul Elisabeta. Pregătirile se mută în salonul mare, unde familia regală, alături de invitați, va lua prânzul. Fața de masă din catifea vișinie e înlocuită cu una albă, așa cum se obișnuiește la un dineu de la palat. Totul se măsoară la milimetru, iar fierul de călcat vine să netezească orice cută nărăvașă, după care se decorează cu flori și lumânări, perfect aliniate. Florin începe să aranjeze masa după un ritual exact. Mai puțin distanța dintre invitați, că nu avem destul spațiu, dar în rest totul este absolut la fel. Și servirea, și aranjarea mesei, și protocolul, și absolut tot. Florin măsoară totul din priviri și se declară mulțumit. În salonul mic de alături, familia regală va mânca micul dejun, într-un spațiu intim, retras. Se mai face doar o scurtă inspecție de final. Să mai ștergem un pic acolo. Aici e tot în regulă. În acest timp, afară, trenul e decorat cu stema monarhiei. Se curăță bine locul cu o soluție de gresantă, se măsoară distanțele și se lipește stema. Acum trenul arată cu adevărat regal. A doua zi, toți angajații palatului sunt pregătiți de călătorie. Doamna Gina, bucătăreasa familiei regale, e nerăbdătoare să cunoască noul ei loc de muncă. Mi s-a spus că e foarte mic. E destul de mic, cam cât o cămară de la Palatul Elisabeta. N-am trăit asta până acum. Și sper că e regulă. Încercăm să ne aranjăm la fel ca în bucătărie, ca acasă. În dulap are deja aliniate borcane și cutii cu mici secrete culinare. Dar ne dezvăluie totuși meniul care va fi servit la micul dejun. Avem dulceață de la doamna doctor Gabriela, mama principelui. Eu am făcut zacuscă de vinete. Avem icre de crap. Avem brânzeturi, avem mezeluri, exact ca la un picnic. Pentru asta, familia regală a adus de la Londra coșuri cu emblema monarhiei britanice. În caz că o va lua somnul, în bucătărie există și loc special destinat pentru dormit. A? Aveți curaj? Da. Nu știu. Nu știu dacă am curaj. Mai bine să nu mă ia somn. Nu, nu mă ia, sigur nu mă ia. Dacă să urc aici, mai bine nu. În salonul mare, Florin ne prezintă meniul ce va fi servit la dineu. Avem un pateu de casă după rețeta lui Lady Laird cu prune uscate și fica de pui, chifteluțele Gabriela fierte în oțet cu ceapă fiartă, cu maioneză. Avem un tort de mentă. Cu toate aceste detalii puse la punct, trenul se pune în mișcare, cu destinația Alba Iulia. În sus garnitura pentru alimentare. După 20 de ani petrecuți în cabina locomotivei, domnul Teodor are pentru prima dată emoții. E un alt fel de sentiment atunci când știi că în vagoanele din spate e familia regală a României. E onoare.
Noi însă ne continuăm călătoria urmărind trenul de pe șosea. E simplu, 70 de km la oră e viteza limită dată de fabricant. Prima oprire, gara din Sinaia. Unde principesa Margareta iese să simtă aerul de munte. Ce faceți? Îmi pare bine să vă revăd. Și nouă ne pare bine. Extraordinar. Era abia începutul unei călătorii istorice, despre care principele Nicolae încearcă să afle totul răsfoind o carte. Alături, principele Radu pare mulțumit. Transformarea trenului e cu adevărat surprinzătoare. Când un lucru este pus la locul lui, aproape că tot ce a fost neplăcut în trecut se șterge. Tot ce vedeți în jurul dumneavoastră sunt obiectele din ospitalitatea Palatului Elisabeta. Le-am adus aici și, într-o secundă, ca prin farmec, ele parcă sunt de aici. Dar pentru ca totul să pară atât de firesc, angajații de la palat au fost școliți special la case regale mai mari. Patru dintre ei au avut norocul să meargă la prințul Charles în Anglia și să stea la casa lui 2 săptămâni să învețe. În carablaj, oamenii au așteptat cu emoție sosirea trenului. Unii s-au întrebat dacă nu cumva în tren e și regele Mihai. N-a putut veni, îi lămurește principele Radu. S-a gândit să se protejeze câteva zile, fiindcă sunt mulți ani, mai mulți decât are trenul. În gara la Alba Iulia, mulțime de oameni întâmpină trenul. Garda de onoare și fanfara militară salută sosirea familiei regale. Timp de câteva ore, principesa Margareta, principele Radu și principele Nicolae vor participa la ceremoniile prilejuite de împlinirea 90 de ani de la încoronare, iar trenul se pregătește pentru călătoria spre București. S-a deconectat. Mecanicii au la dispoziție câteva ore să facă verificări de rutină și reglaje, dacă e cazul. Trenul s-a comportat perfect pentru vârsta lui. E pregătit acum să facă drumul înapoi spre casă. Familia regală se întoarce în reședința sa de pe șine. V-ați simțit în tren ca la palat? Ca la palat. Palat care se mișcă. Iar palatul mișcător a pornit din nou la drum. O altă călătorie istorică. Peste ani și ziua aceasta va fi menționată undeva ca unul dintre evenimentele importante care s-au întâmplat în trenul regal. Iar noi vom fi fericiți să spunem că am fost martori.